Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, vine în România săptămâna viitoare. Aceasta este știrea momentului. Kamala Harris, vicepreședinte al Statelor Unite, vine în România în condițiile în care va fi o prezență americană în regiune extrem de importantă. Anthony Blinken, secretarul de stat, va merge la Chișinău. Kamala Harris, vicepreședinte al Statelor Unite, vine în România. Este un eveniment foarte important și cred că aceasta este, în momentul de față, știrea cea mai importantă. Dar vine o știre de asemenea extrem de importantă, breaking news. Doamnelor și domnilor, ministrul apărării din Franța a anunțat în urmă cu puțin timp într-o emisiune televizată de la un post de știri din Franța că portavionul Charles de Gaulle, care a fost folosit pentru lupta împotriva terorismului din Cipru, s-a mutat în România. Obiectivul este acela de a putea efectua misiuni de poliție, de recunoaștere și informații, asigură ministrul Forțelor Armate. Așadar, doamnelor și domnilor, avioanele care vor decola de pe navă în Marea Mediterană vor zbura în nord, spre teritoriul României, acolo unde vor avea capacitatea de a observa și de a descurca